PSD a făcut toate calculele pentru o majorare a pensiilor de la începutul anului viitor. La finalul lunii august, ministrul muncii, Marius Budăi, a anunțat că va propune în coaliție o majorare a punctului de pensie cu cel puțin 10%, începând cu 1 ianuarie 2023. Deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, a transmis un mesaj important pentru cetățeni. În funcție de gradul de colectare a contribuțiilor sociale care va fi înregistrat până la momentul realizării proiectului de buget, pot interveni unele mici modificări. Deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, este un om implicat în societate, tocmai de aceea a vrut să le transmită un mesaj cetățenilor cu privire la majorarea pensiilor de la începutul anului 2023. Potrivit datelor existente până la data anunțării acestei propuneri, din analizele făcute de grupurile de lucru din PSD, a rezultat cu un grad ridicat de certitudine faptul că pensiile pot fi majorate cu cel puțin 10% de la 1 ianuarie 2023. Și mă refer aici atât la punctul de pensie, cât și la indemnizația sau pensia minimă, a declarat deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă. Analiza asupra majorărilor pensiilor realizate de miniștri și specialiștii social-democrați a fost cât se poate de serioasă, cu prezentarea impactului bugetar, dar și a surselor de finanțare. Am văzut o oarecare reticență în rândul colegilor de la PNL față de orice majorare, în general în ideea că nu trebuie să amăgim oamenii. Foarte corect. Când venim cu astfel de propuneri, trebuie să știm exact ce se poate face, iar noi am spus că majorarea de 10% se poate face. Apoi a venit propunerea domnului Rareș Bogdan cu 16%, care e puțin contradictorie față de poziția anterioară a PNL. Eu sper să fie o propunere serioasă pe care să o analizăm în coaliție împreună cu propunerea PSD. Foarte bine dacă există astfel de propuneri. Singura condiție este ca acestea să fie serioase, să fie bine fundamentate și să fie susținute cel puțin la nivelul conducerii partidelor din coaliție sau chiar din opoziție, a subliniat deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă. Socialdemocrații vor majorarea salariului minim brut la 3.000 de lei și creșterea pensiei minime cu 10% la 1.100 de lei. A doua măsură îi vizează pe cei 1,3 milioane de seniori ai României care încasează pensia minimă.